Menținând tradiția din anii trecuți, astăzi o să vă arăt ce cadouri am primit de ziua mea. Nu vine să cred că deja au trecut 2 săptămâni de atunci. Mi se pare că, nu știu, timpul trece super mega repede. Schimbarea de prefix a venit cu niște cadouri foarte drăguțe pe care abia aștept să vi le arăt. Mi-au umplut sufletul așa de bucurie, iar alături de mine au fost cei mai apropiați prieteni. Am ieșit în oraș și ne-am simțit super mega bine. Am mers la un restaurant cu specific italienesc pe bază de dați seama cum le zice, fructe de mare și paste. Am băut un vin super mega bun, am ajuns acasă un pic trotiluat așa. Și da, a fost o seară foarte mișto. V-am arătat ceva în ultimul daily vlog pe care l-am pus, care a început chiar de ziua mea. Și anume v-am arătat cana asta personalizată de care sunt foarte, foarte încântată. Așa, are o parte aici cu o paletă, un roz și o pensulă, iar pe spate scrie Maria Dumitrescu Makeup Artist. Mi s-a părut un cadou foarte mișto, iar chestiile personalizate mie îmi plac foarte mult, așa că cănuța asta m-a uns așa la suflet. Apoi am primit un ghiozdănel foarte, foarte drăguț, într-o culoare preferată, și anume ghiozdănelul ăsta, stați așa că suntem camărișori și nu avem loc în spațiu amândoi. Este acest ghiozdănel care este culoarea asta baby blue, așa, care pe mine mă unge la suflet. Așa, are buzunar aici, aici, aici și aici este buzunarul mare. Acum este destul de umflat că am chestii în el. Și bineînțeles că nu puteam să nu-i cumpăr un flocăneț de ăsta nou, așa că i l-am luat pe ăsta, așa cu flocăneț, cu o inimioară, cu gene, cu buzițe și mai e un giumbușluc pe aici. Am primit și o pereche de cercei care sunt foarte, foarte mișto. Sunt ăștia și sunt din aceia care vin pe tot lobul urechii. Îmi plac extraordinar de mult și se văd foarte, foarte mișto în ureche. Îmi place că ocupă așa tot lobul urechii și chiar nu aveam nicio pereche de genul ăsta. Bineînțeles că nu puteau să lipsească produsele cosmetice, farduri, chestii nebuneli și aici am câteva pe care vreau să vi le arăt, de care sunt super mega încântată. Și anume, o să începem cu iluminatorul de la Becca. Asta mi-l doream de foarte mult timp și nu l-am luat până acum, cam așa arată el, pentru că am o grămadă de iluminatoare. Și când a ajuns la noi, am zis, bă băiatule, dacă îl mai au și pe ăsta, ce naiba fac cu el, pentru că am o grămadă. Așa că am renunțat să-l mai iau cu gândul că o să-l iau când o să mai termin din iluminatoarele pe care le am. Însă l-am primit acum și nu-mi pare rău deloc pentru că este absolut mega genial. Mai departe am primit o paletă de la ColourPop. Aici pe ea scrie Yes Please, însă în momentul când o scoatem, ea arată cam așa și pe ea scrie Cute as fuck. Da, este absolut super mega mișto. Are niște culori care mă reprezintă în totalitate. Abia aștept să o folosesc, mai ales pentru primăvară-vară, culorile sunt absolut demențiale, merge și pentru toamnă, însă culorile astea, piciurile astea, gold, vai de mine, abia aștept să folosesc, n-am folosit nimic din produsele de machiaj pe care le-am primit, tocmai pentru că am vrut să filmez clipul ăsta să pară și ele așa drăguțe. Am primit și corectorul de la Too Faced în varianta asta mai mică și mă bucur că l-am primit în varianta mică pentru că am o grămadă de concealere genul ăsta, așa, lichide și dacă îl mai primeam și pe ăsta în variantă mare, nu știu ce făceam cu ele. Așa că mă bucur că a venit în varianta asta mini, așa, e foarte drăgălaș, merge de luat în vacanță, nu ocupă mult spațiu în porfar, rămânând tot în sfera asta, așa, de machiaj. O altă paletă pe care am primit-o este Huda Beauty Desert Dusk. Paleta arată cam așa. Packaging-ul mi se pare extraordinar. Așa cu acești ochi mirobolanți ai lui Huda aici. Iar în momentul când o deschizi, a căzut, dar o să vă arăt imediat. Are o protecție. A, parcă aici se vede mai bine. În fine, o să o pun aici așa de formă. Are o protecție, bineînțeles, tot cu fața ei, evident, cu partea asta așa de la ochi. Mi se pare foarte mișto chestia asta, că nu este doar un plastic pus acolo. Și paleta arată cam așa. Și asta are
niște culori de te doare mintea în cap, are niște culori de care m-am îndrăgostit la prima vedere, cum ar fi ăsta de aici, care se numește Retrograde, ăsta Twilight și Celestial. Mi se par absolut demențiale. Bineînțeles că mai îmi place și Blood Moon, îmi place și sclipiciul ăsta Cosmo pe care îl are aici. Culorile alea mi-au sărit în ochi de cum am deschis-o, așa că abia aștept să o folosesc și pasta. O să urmeze clipuri cu foarte multe machiaje pentru că am luat palete noi în ultimul timp și nu prea am apucat să fac machiaje cu ele. Au venit și astea pe listă la capitolul nou, așa că o să urmeze machiaje drăguțe, colorate, mai ales acum că vine... Bine, a venit primăvara, urmează vara și așa mai departe. Am primit și o bluziță tare drăgălașă. Cam așa arată. Nu știu cum să o arăt. Așa. Țaca-paca, da? Și are niște pisicuțe aici și pe pisicuțele astea scrie antidepresant. Da? Antidepresive, ceva de genul, acolo ați înțeles voi. Este simplă, drăguță, gri, dar pisicuțele alea fac toată treaba. Eu am două brățări Pandora, însă în ultimul timp nu am mai apucat să îmi iau niciun charm. Asta pentru că una dintre ele e plină, iar cealaltă este specială doar pentru anumite charmuri mai mici. Și pentru că pasta am umplut-o, am zis să renunț o perioadă să mai îmi iau charmuri până apuc să-mi iau altă brățară sau să fac o cadă între ele. Însă, nu-i problemă că dacă nu mi-am mai luat eu... Am primit și am primit acest charm tare drăgălaș. Are o inimioară acolo în mijloc și de jur împrejurul ei sunt pietricele, iar pe ea scrie Happy Anniversary. O altă chestie foarte mișto pe care am primit-o, nu știu dacă o să o vedeți foarte bine, însă o să o bag în priză și o să o aprind, pentru că altfel nu cred că o să vă dați seama foarte bine ce e. Am primit chestia asta. Chestia asta este un portret luminos cu mecla lunanuc. Aici este ștanțat nanucelul și asta este ca o luminiță de aia de o puneți pe birou și o aprindeți. Îmi place extraordinar de mult, mai ales că este cu fața lunanuc. Este ceva ce o să-mi rămână toată viața cu fățuca lui. Trebuie să-i găsesc un loc pentru că nu știu unde să o pun. Vreau să o pun la mine în dormitor, însă pe partea cealaltă parcă aș vrea să o pun în sufragerie, să o văd mai des. Încă nu i-am găsit un loc, dar văd eu. Unde pot? Da. Asta mi se pare, nu știu, așa, un cadou de suflet. Mergem mai departe. Nu mai am foarte multe să vă arăt, așa că o să terminăm destul de repejor. Am aici încă un rucsac. De data asta, ăsta e negru și are chestiile astea foarte mișto aici. Love you! Ce mai scrie pe aici? Hello! Buze! No! Și... Wow! Da? Da, și ăsta mi se pare foarte drăgălaș. Îmi place că este mai mic decât ăla albastru, așa că dacă pleci undeva și n-ai foarte multe chestii de luat cu tine, ăsta e foarte, foarte șmecher. Eu sunt fană rucsace, așa că îmi plac la nebunie, în afară de astea două. Știți că îl mai am pe la Mititelu, așa, tot un baby blue, așa, pe care l-am luat din Bershka anul trecut. Mai am încă unul mare negru de la Stradivarius, mai am unul din crop cu niște lați, așa, cu niște franjuri. Eu sunt fană rucsace, mi-mi plac extraordinar de mult. Am primit și o pijamăluță și îmi place că este din asta așa cu mâneca scurtă pentru vara, acum că tot vine sezonul călduros. Este simplă, albă, cu inimioare gri, iar pe ea scrie Collect Dreams, Not Things. Mi se pare foarte tare mesajul și... Ăștia sunt pantalonași, niște pantalonași așa mititiți, drăguții. O altă chestie foarte mișto pe care am primit-o este brățara asta, aurie, plină cu pietricele. Și este mai lat așa. Vai, deci știți cât îmi place brățara asta. Vai de mine și pe mână. Se vede absolut divin. Cam așa arată. Vai, deci este absolut genială. Are o închizătoare a naibii. Când am pus-o prima oară la mână, abia am reușit să o desfacem trei persoane, se închide extraordinar de bine. Dar îmi place mult, mult de tot. Vedeți că mă și bâlbâie așa când vorbesc despre ea. Este absolut genială. Și am mai primit încă o chestie foarte, foarte tare din punctul meu de vedere. Pentru cele care nu știu, anul trecut am fost la Kiev și am făcut parte din echipa de make-up artiști pentru Dota Major. Dota este un joc pe calculatoare pe care îl joacă mulți nebuni. Așa, obsedați ăștia de jocuri, așa cum este și Baby, cum sunt majoritatea băieților. Bun, e, acolo
am avut o echipă preferată, bineînțeles, și anul acesta, majorul s-a organizat la noi în București. Anul acesta n-am mai fost prezent acolo, însă Adeluța, draga de ea, mi-a făcut rost de un poster de ăsta așa, dracu îi zice că nu știu să îi explic, da. Poster, hai să zicem poster, și aici mi-a luat autografele de la băieți. Și bineînțeles că am avut și eu un preferat și mi-a lăsat aici un, nu știu dacă o să se vadă până acolo, stați așa să-l mai strâng un pic, în partea asta, aici așa, da, mi-a lăsat acolo el autograf și scrie "No tail for Maria" și mi-a făcut și o inimioară. A? A? Deci sunt prezentă și când nu sunt prezentă, da? Așa că chestia asta mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu mi-a venit să cred așa când mi-a zis Adela, pentru că ea mi-a dat cadou exact când a fost ziua mea și noi am ieșit în oraș la câteva zile după. Și după aia mi-a zis că și mai am ceva să-ți dau, că uite așa, așa, ăștia de la OG ți-au dat, OG este echipa, ți-au dat autografe, că m-am dus și am vorbit, că e ziua ta și că nu știu ce, nu știu cum, dacă își mai aduc aminte de cealaltă fată, e că da, oh, nu știu cum, și că să-mi dea autograf. Cam astea au fost cadourile pe care le-am primit la această schimbare mirobolantă de prefix. Sper că nu am omis să vă arăt nimic, dacă am omis vreunul, cu părere de rău, asta e, o să vă las în barea de descriere dacă mi-aduc aminte de vreunul pe care am uitat să vi-l arăt. Însă nu cred că mi le-am pus așa, mi le-am aranjat. Am încercat să mi le aduc aminte pe toate și le-am aranjat aici pe pat. Cam asta e, sper să vă ajute și în cazul în care aveți prieteni cu zile de naștere acum și nu știți ce cadouri să le faceți. Mă gândesc că poate găsiți câteva idei pe la mine pe aici prin clipul ăsta. Nu uitați de like dacă v-a plăcut, să vă abonați, dați un share dacă voi cu dragă inimă și cam asta e. Până data viitoare, vă pup! Pa, pa!